de azi, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila au desfășurat o acțiune ce vizează reducerea numărului de accidente rutiere provocate de autovehiculele de transport public de persoane prin identificarea, depistarea și sancționarea conducătorilor auto ce au provocat accidentele rutiere prin respectarea normelor rutiere și a celor de transport public. Astfel s-a procedat la verificarea legalității transportului în comun și la testarea conducătorilor autovehiculelor cu aparatul etilotest.